Rămâne să fie bun. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, care ne-a binecuvântat în dupămața aceasta, să fim din nou în casa lui Dumnezeu și vă spun în ori de câte ori am ocazia că tot ce se citește este de la Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul vorbește, Sfântul Domnul, pe când într-un fel, când într-altul, dar numai noi. Dacă vom fi culoare mică și vom lua seama, va fi fericit de noi. Dacă noi, din păcate, vom da din groapă în groapă, puț în puț și va fi mai bine. Omul lui Dumnezeu, parcă, în comparație cu Sfânta Ana, dacă vreți, femeia lui Dumnezeu, dacă ea doar își mai mișca buzele, David alege să înceapă altfel. Și spune el, strig către Domnul. Și apoi zice, mă rog către Domnul. Din punctul meu de vedere, pe om îl face să strige Domnul. Falsa impresie că Dumnezeu nu aude și că Dumnezeu rămâne surd. Și în al doilea rând, falsa impresie că Dumnezeu nu ascultă. Că de multe ori noi credem că Dumnezeu este ca și noi. Și când vezi că nu funcționează ceva, încep să strigi și mai tare. Încep să strigi și mai tare, în cazul nostru nu mai strigăm deloc. Pentru că se prea poate să strigi prea tare sau că nu mai crezi deloc, să nu mai strigi deloc. Și omul lui Dumnezeu, în versetul 1 din Psalmul 61, auziți cum își începe el rugăciune. Ascultă Dumnezeule și nu spune rugăciunea mea. Strigătele mele. Ia aminte la rugăciunea mea. Versetul 2. Și acum, ca să-L conștientizeze pe Dumnezeu, crezând că Domnul nu știe unde ne aflăm noi și locul exact unde noi suntem. De la capătul pământului strig către tine cu inima mărită și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, că este prea înaltă pentru mine. Și vrem de multe ori să-L conștientizăm pe Dumnezeu unde suntem. Dar apoi, marele har pe care omul lui Dumnezeu David l-a avut, este că el întotdeauna s-a recunoscut înaintea lui Dumnezeu. Și spune el cu inima mărită. Miercuri, după ce am plecat din casa Domnului și asta îmi dă puțin de gândit că ar trebui să o las memoriei cu ceea ce omul gândește despre nemulțumire. Am primit un clip de câteva minute și arăta o fată tânără. Clipul spune că ea s-a dus la rugăciune. Acum nu vreau să fiu mincinos. Prefer să cred pe cuvânt. Și-au prins-o oamenii ăștia în India, spunea clipul că este. Și-au bătut-o de-au umplut-o de sânge, o fată tânără care avea tot viitorul în față. Și-a ales să se ducă la casa lui Dumnezeu, să se ducă să se închine înaintea Domnului. Repet, o fată care avea tot viitorul în față. Au luat-o, au bătut-o, credeți-mă, m-am chinuit să văd, ca să conștientizez ce mare har ai, ce mare binecuvântare ai ca astăzi ești în casa lui Dumnezeu. Au luat-o, au bătut-o, de-au leșinat-o, s-a dus unul la ea să... ca și cum ar mângâia, au aruncat benzină pe ea. Și apoi toată mulțimea striga să o dăm foc, să dăm foc, să dăm foc. Au pus foc și m-am chinuit să văd, să conștientizez și hara. Și vreau să vă spun că omul arde tare repede. Că omul arde tare repede. Și femeia asta, cu prețul unei rugăciuni, și-a dat viața în inimă. Și noi astăzi suntem în casă. Și nu-i nimeni cu benzina să pună pe noi sânul de foc. Și nu-i nimeni să ne bată. Și nu-i nimeni să ia nimic de la noi. În mijlocul nostru este Domnul. Amin. Vinerea trecută am plecat plin de bucurie. Fratele Gigi spunea un verset și așa m-am bucurat. Și așa l-am luat pentru inima mea. Deuteronom 4:7. Care este poporul? Și ori de câte ori crezi că ești la marginea pământului. Și ori de câte ori crezi că nu mai poți. Și ori de câte ori crezi că ai motive să ții înaintea Domnului. Care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezeu lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeu nostru. Și nu rămâne aici. Ori de câte ori îl chemă. Aleluia. Care este poporul acela? Și noi suntem binecuvântați și după masă aceasta. Și am vrea să ne recunoaștem, eu unul vreau să mă recunosc. Că de multe ori sunt fără putere înaintea lui Dumnezeu. Că de multe ori când ceea ce nu împline, sunt aici la dispoziția ta, dar de fapt nu prea sunt la dispoziția ta doar. Pentru că stau să mă uit pe altele, stau să fac altele, stau să-mi fac altele, Doamne.
Omul lui Dumnezeu David spunea, Du-mă Tu, Doamne, că eu am încercat și am rămas tot în locul în care sunt. Doamne, Du-mă Tu pe stânca pe care eu nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine ca să pot urca. S-a recunoscut înaintea lui Dumnezeu că El, prin puterile Lui, nu poate să urce stânca pe care Dumnezeu i-a pus în mine. Și de aceea Domnul îi spune în Exod 33:21 și spune și ție, Domnul, mi-a rămas acesta. Să stai liniștit, că-și locul tău. Domnul a zis și spune și ție, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Dar în momentul când Domnul ne ascultă, ar vrea să vă aduc în față două ipoteze pentru care Domnul ne ține de multe ori așa. Poporul Israel, pe care Domnul a scos cu braț puternic și cu braț întins, a vrut Domnul să vadă, așa cum de multe ori ne punem și noi la încercare copiii, unii soția, alții soțul, alții neamul, alții părinții. Și a vrut Domnul să vadă ce face poporul Domnului când nu mai are apă. Pentru că Domnul este Cel care a poruncit stâncii și o piatră să dea apă. Și acesta este Dumnezeu nostru. Exod 17:2 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bebe. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Versetul 3. Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise și zicea, pentru ce ne-ai scos în Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Versetul 4. Moise a strigat către Domnul și a zis, ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și-au să mă ucidă cu pietre. Domnul a zis lui Moise, treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel. Ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Versetul 6, până așa. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea. Și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. Și versetul 7, care concluzionează. Deci Domnul de multe ori te trece pe aici. Pentru că Domnul întotdeauna vrea să-ți încerce credința. Să vadă dacă l-auzi tot la fel pe Dumnezeu atunci când nu ai, ca atunci când ai. Și zice cuvântul Domnului, El a numit locul acela. Și au zis cum numește Domnul pe orice om care se răzvărtește în Dumnezeu. Masa și Meriba. Căci copiii lui Israel se certasele și ispitisele pe Domnul zicând, este oare Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este? Și de multe ori și noi să recunoaștem, nu suntem așa de angrenați în a sluji pe Dumnezeu, în a ne dărui Domnului, în a-i cere Domnului ajutorul. Și suntem întotdeauna predispuși să spunem, pentru cutare e atat, pentru cutare e făcut, pentru cutare e un izvor de apă, pentru cutare este așa, pentru cutare este așa. Și întotdeauna Domnul face așa ca să se vadă rândul inimii tale. Un altul a cerut apă doar ca să-și revină viața lui și apoi să continue la ceea ce avea el. Era omul lui Dumnezeu ales de Domnul și noi suntem aleși de Dumnezeu. Și la sfârșit am să concluzionez să vedeți unde vreau să ajung. Samson era ales de Dumnezeu că din toate cele mai cele. A fost uns cu putere de Domnul. S-a luptat cu filisteni, judecător 15, 18 și 19. S-a luptat cu filisteni, i-a dat Domnul o mare biruință, s-a coborât Duhul lui Dumnezeu pe este. Și apoi au zis rugăciunea pe care el o face. A făcut doar două rugăciuni. Una aici, a mai făcut una să-i dea Domnul putere ca să-ți răzbune cei doi ochi, pentru că n-a cerut în timpul vieții lui câtă vreme a trăit pe Domnul. Fiindu-i foarte sete, a strigat către Domnul și a zis, Tu ai îngăduit prin mâna robului tău această mare izbăvire. Și acum să mor de sete și să cadă în mâinile acelor netăiați împrejur, versetul nostru. Domnul a despicat scrăpătura stâncii din lei și a ieșit apă din ea. Samson a băut, Duhul i s-a întremat și s-a înviorat. De aceea s-a numit izvorul acela, En Hakor. El este și astăzi la Lehi, izvorul celui ce strigă. Și David avea o sumedenie de exemple pe care putea să le ia din cuvântul lui Dumnezeu. Unii au strigat doar ca să satisfacă nevoia. Dacă sunt copilul lui Dumnezeu, gândirea pe care cei mai mulți în zilele noastre
dacă sunt copilul Domnului, dacă mă duc la adunare, dacă cânt lui Dumnezeu, dacă fac o rugăciune, Dumnezeu este dator să mă întrețină. Dumnezeu este dator să te întrețină, dar Dumnezeu este Cel care te pune la probă. Și va depinde de tine și de mine pentru ce vom cere ajutorul Domnului. Oamenii aceștia au cerut ajutorul lui Dumnezeu doar ca să trăiască pentru fiul, doar ca să adune pentru ei, doar ca să facă și ridică este lui. Un altul a cerut putere în luptele lui cu filistenii pentru că asta era plăcerea lui. Apoi, n-a mai rămas sub puterea lui Dumnezeu. Un al treilea caz, și cu asta cu ajutorul lui Dumnezeu ne vedem la a stat Domnul Iisus înaintea mulții. Și a spus așa, dacă se teadă cineva să vină la mine și să bea, Ioan 7:37. Dacă însetează cineva și după masa asta, dacă însetezi după Domnul, nu ca să trăiești nici pentru tine, nu ca să te duci nici cu alții, și ca să rămâi ascultător de Cuvântul lui Dumnezeu. În ziua de pe urmă care a fost cea mare praznică, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, versetul 38, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Ai nevoie să curgă din inima ta rău de apă vie, cum zice Scriptura. Dar mai înainte de asta, aveam un gând și în inimă să ne rugăm Domnului, să ne dea Domnul putere. Amin. Ca până duminică să putem să stăm la masă cu Domnul. Amin. Pentru că El este stânca care ne așează din nou într-o stare după voia lui Dumnezeu. Aleluia. Dacă voia noastră și starea noastră nu este într-o voie bună, Dumnezeu este Cel care și-a dat spinarea să fie bătută, și-a dat barbar să fie trasă și a dat fața să fie scuipată ca tu să poți să ai putere, să fii într-o stare după voia lui Dumnezeu. Să nu mai tot fii la marginea lumii. Omul lui Dumnezeu David striga în Psalmul 40 cu versetul 2 că el și-a pus nădejde în Dumnezeu. Domnul s-a plecat spre el și asta o face Domnul în dragostea lui. M-a scos din groapa pieirii, din fundul morții și a auzit că sfârșitul lui. Mi-a pus picioarele pe stângă și mi-a întâlnit pașul. Dacă vrei să fii un om care să fii puternic pe stângă, roagă-L pe Domnul, Doamne, dă-mi putere. Aleluia. Nu să trăiesc nici pentru mine, să nu trăiesc să mă lupt nici cu frații, să nu mă lupt nici cu alții și să rămân puternic ancorat în tine. Ilie, omul lui Dumnezeu, a vrut să meargă la muntele Domnului. Și spune cuvântul Domnului că un înger l-a trezit. Și faceți diferența. I-a dat pâine și apă, ca să poată ajunge mai departe. Și dacă ai nevoie de apa Domnului, roagă-L pe Domnul, Doamne, dă-mi putere să poți să mergi mai departe. Amin. Domnul este Cel care ne-a pus într-o stare după voia Lui, va depinde de tine și va depinde de mine. Dacă vei fi în stare și capabil să-i cer lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi pentru ceea ce am nevoie. Și Domnul este Cel ce împlinește voia fiecăruia. Pentru că Domnul nu părăsește pe nimeni. Omul lui Dumnezeu David se simțea și el tot la fel. Cum probabil ne simțim puși dintre noi. Și spune el, dacă voi lua aripile zorilor să merg să locuiesc la marginea lumii, iată, Doamne, că Tu ești acolo. Dacă voi zice întunericului, cel puțin mă va acoperi, iată că întunericul pentru tine este ca lumina. Și înaintea lui Dumnezeu, nici întunericul, nici depărtare, n-au nicio frică. Dumnezeu este Cel ce poate să ne umple de putere. Și aș vrea la rugăciunea aceasta, Isaia 40:25. Auziți ce spune omul lui Dumnezeu? Ce spune Domnul? Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice Cel Sfânt? Ridicați-vă ochii Iisus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El cheamă pe toate pe lume așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soartea mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic, Domnul a făcut margine pământului. El nu obosește, aleluia, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce care e ieșit. Vă invit să stăm pe picioare înaintea Domnului. Și dacă nu mai poți să o duci, recunoaște-te înaintea lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu David, chiar dacă era împărat, a spus, Doamne, către Tine strig. Stânca mea, nu rămâne sud la strigătul meu.
Poți să vii în continuare să vii în casa Domnului să te prefaci că toate sunt bune, că toate sunt la locul lor, că toate sunt așa cum trebuiește. Recunoaște starea în minte. Și roagă-L pe Domnul, Doamne, dă-mi putere. Dă putere să merg mai departe. Dacă Tu, Doamne, îi despica stânga din Lehiștinia cu sacru, vei putea, Doamne, să faci în mijlocul nostru un izvor de apă și cel ce și-a pleacă inima și ființa la ea să prindă putere. Ne rugăm, Domnul, și rugăm pe Domnul, Doamne, dă poporului Tău putere să meargă mai departe. Stăpâne,